Viețile noastre sunt pline de întâmplări. Unele ne rămân în memorie și atunci devin evenimente. Un stop cadru în care evenimentul devine viață. Bine v-am regăsit la o întâlnire, o nouă întâlnire din cadrul seriilor Cartea Românească. În această seară vom dedica poetului Emil Brumaru și a poeziei. Vă vom invita la un dialog deschis împreună cu atât cu poetul cât și cu criticul literar Bogdan Crețu, despre care ne va vorbi de asemenea și despre noul său volum de versuri proaspăt apărut la editura Junime. Se numește 80 de ninfe într-un dulap, pentru că nimeni nu este mai în măsură să vorbească de despre poetul de Emil Brumaru decât dumneavoastră. Îi vom da cuvântul, pentru că discuția deja a început aici. Așa, îi vom da cuvântul prima dată domnului Bogdan Crețu. Bună seara și mulțumim foarte mult că ați venit să ne vedeți, să ne ascultați, să îl ascultați pe Emil Brumaru, că de fapt despre asta e vorba. A fost interesant la început, cum n-am spus nimic și ne-am tot uitat unii la alții. Mi-am amintit de un experiment, un fel de, artă, formele astea experimentale de artă, în care o doamnă într-o rochie roșie stătea la o masă și pur și simplu tot felul de străini veneau, se puneau pe scaunul liber și se uitau așa adânc în ochii ei. Am înțeles că e un experiment care le reușește, nu mulți sunt în stare de asta. Bun, Emil Brumaru, sigur, seriile editurii Cartea Românească, Emil Brumaru a publicat cărțile de dinainte de 1990, cele mai multe la editura Cartea Românească. Acum, sigur, acolo pe masă stă o antologie apărută la editura Junimea. Cred că înainte de 90 n-ați avut nicio carte la Junimea. Cred că nu. De la primele, a fost perioada cea mai bună a editurii Cartea Românească, director Marin Preda și, în fine, cam tot ce era spuma scritorimii române publica acolo. Restul se mai prelingeau pe la editurile din provincie, pe la Albatros, pe la altele. Dar era de acolo, dar spun că editura Cartea Românească era percepută ca editura de elită. Mari scritori publicau acolo. Nu o să ținem discursuri, nu e o lansare de carte, nu acesta e scenariu, ci un dialog căruia sper ca eu să-i dau scânteia la început și după, nu știu nicio cum, și după aceea să intrați în dialog, să întrebați. Mă bucur că sunt aici atâția oameni, mă bucur că recunosc figuri pe care le văd și în pe unele acasă, pe altele în amfiteatru. Asta înseamnă că putem afla ceva nou. Cred că ultima oară la curs am discutat despre onirism și o să discutăm și despre asta în seara asta. Bun, nu știu cu ce să încep. Interesant e că în ianuarie, pe 15 ianuarie, cred că am avut la Muzeul Eminescu o discuție împreună despre Eminescu și cumva de acolo aș începe. Adică eu pe Emil Brumaru îl știu de ceva vreme și îl admir, sigur, ca poet l-am admirat înainte de a-l cunoaște, îndrăznesc să spun, de a ne împrieteni. Îl citeam, îl știam pe de rost când eram de vârsta, când eram student, țin minte că m-am ținut odată pe stradă după el așa să văd ce face. Cum se cheamă în limbaj tehnic, l-am filat. Asta când securitatea, el visa să fie filat de reparate și de tot felul de personaje. Eu țin minte că după o discuție în aula Eminescu la universitate, m-am ținut după el până prin Piața Unirii așa, să văd ce face, unde se oprește. Nu era cu mine patra. Nu, dar au și scris cum stătea el la o coadă și eu vorbeam cu
cea care vindea, care era foarte drăguță și el, săracul, nu putea să iei cartea, nu, Ionela, nu, tu nu știu. A, o știu pe Ionela de la Humanitas, cum? Toată generația mea o știe, da. Așa. De duminică, între. Da, dar articolul era despre Ionela, nu despre dumneavoastră. Nu, cred că nici numele nu îi spunea. Nu îl spunea pentru că... Eu plecase în Italia. Da, și era soția unui prieten. Bun, trecem peste astea, dar... Vedeți ce studenție interesant am avut, în loc să urmărim altceva, urmăream scriitori pe stradă. Asta spune, zic eu... Deci era un fel de om de ajutor. Sau... Cine? Păi ăștia care urmăreau oameni pe stradă. Eu pe bune am fost filmat de așa. Eu nu m-am filat, dar din admirație, adică n-aveam nicio intenție rea. După aceea, când ne-am, cred că prima oară când ne-am cunoscut, am intrat în redacția unei reviste ieșene. Sigur, el nu-și dorea să mai fiu și eu acolo sau oricine altcineva. Și m-a întrebat destul de direct, de tranșant, așa, era foarte aricios, așa, foarte hirsut, ciufut, pot să mai dau cuvinte, Bombănea, dar a fost de ajuns să mă întrebe și, nu mai știu, despre ce îmi fac doctoratul. Eram tânăr doctorand atunci, cred că i-am dat doi autori, am început să discutăm despre Arghezi, cred că despre proza lui Arghezi și vreau să vă spun că în 4-5 minute deodată s-a suspendat nu numai tensiunea, ci orice urmă de timiditate, de am devenit imediat și mi-am dat seama de ce după aceea, pentru că Emil Brumaru e un mare scriitor și pentru că este un mare cititor, un maniac al... Al cărții. Nu orice mare cititor ajunge mare scriitor, dar mare scriitor fără să fii mare cititor nu prea se poate. Nu prea știu, știți? Nu. Adică... Nu, dar nu mai filez cartea, vezi, te uiți așa la pagini și cam îți dai seama. La un moment dat ajungi îți dai acolo, seama. Sigur. Da. Știi chestia asta. Știi. Bun. Nu știu, prima întrebare ca să începem așa cu ceva... A fost și n-a fost o surpriză când a apărut acea frumoasă carte de la editura Brumar, Cântece de adolescent, care aduna poeme datate 1957. La 19-20 9, de ani. Da, deci Cântece de adolescent. Care aveau nu numai o puritate firească, dar de adolescent, dar erau impecabil executate și prozodic, era acolo... Cum să zic, și o, mă rog, erau niște idile, unele dintre ele, poate niște pasteluri. Bun, întrebarea mea, alea sunt scrise în 57. Nu ăla era 58, 59. Bun, perioada de TBC a lui Emil Brumaru, dar perioada de realist socialist a literaturii române. Adică întrebarea mea ar fi de unde, mă rog, care erau lecturile astea care puteau îndemna un tânăr să scrie, că în școală nu astea erau lecturile. În școală se citea Toma, Silvester Andrei salvează abatajul, Minerii din Maramureș, Dan de Șliu, în fine, Baconschi în perioada lui cu lupta care se ascuțea între clase, Mihai Beniuc care visa la un partid, Veronica Porumba. Bun, întrebarea pe care, mă rog, am adresat-o și altor scritori, întreba pe Breban la un moment dat și pe alții, ce anume putea să facă un adolescent să-și dorească să devină scriitor? În perioada aia când scriitorul era definit ca inginer de suflet, adică un muncitor cu unii cu sapa, unii cu mapa, cu penița, care trebuia într-un fel, ei spuneau că să trezească, nu știu ce, să creeze omul nou, altfel zis, să sucească așa mințile tinere, să le, da? Să le strâmbe. Care au fost lecturile din anii ăia care v-au făcut să știți că vreți să fiți poet? Mi-a spus odată, acum de curând, când că ați dat la medicină pentru că părinții au vrut să dați acolo și eu v-am întrebat, bun, dar ce ați fi vrut să fiți? Eu vreau să fiu mare poet. Asta a fost răspunsul. Da, la 16 ani asta doream. Vreau să întreb... Dumneavoastră sunteți la o televiziune de la care, da? Eu. Nu, aparatul ăla. Dar aparatul nu răspunde. Aici știu, e Apolonia. De
Tot de la Apolonia? Ce m-ai întrebat, doamne? M-am luat două chestii așa, că ce, de ce și cum. Bine, noi am făcut școala cu 10 clase, deci era pe stil sovietic. Și numai băieți, la națională erau numai băieți. Deci vă dați seama ce important era să cunoaștem, să vorbim cu niște fete. Asta stând lângă teatru, foarte aproape, vis-a-vis de pomul verde, care a fost ras, tuns și frizat. Era teatru evresc de vară. Acum nu mai este. Între Mitropolie și Teatrul Național e spațiu gol ca să vadă actorii, să închine actrițele la Mitropolie. Era o gașcă. O gașcă de vreo 6-7 oameni, mai erau ceva fluctuență, mai veneau, ba plecau, care eram de la... Băieții erau de la Național, fetele erau de la Clasic, era pe sărărie asta. Acolo se făcea latină, nu știu ce, erau mai esteță fetele decât noi. Noi nu făceam latină. Și de la Oltea Doamnă, alea erau Oltea Doamnă, adică de la Eminescu după aia, și acum cred că așa îi spune, Eminescu. Da, era LF1, iar noi eram LB1. LB1 are ceva echivoc. LB1. Liceul de băieți. Da, liceul de băieți numărul 1. Era încă... Academia Mihăileană încă exista. Nu fusese dărâmată. A fost dărâmată pe vremea lui Iliescu. Deci eram izolați. Acolo, în schimb, erau fetele alea, noi eram pe partea, cum te uiți la teatru, pe partea dreapta teatrului, era un maidan. Acum este o grădină cu statui, pe stânga e cubul ăla sinistru, negru sau așa ceva. Și, bineînțeles că vedeam foarte mulți actori, foarte multe actrițe cum intrau pe partea noastră, erau și cabinele actrițelor, pe care stăteam până se făcea noaptea și le pândeam. Ele neștiind că noi, prin tufișul, era un tufiș mare așa cu un gol în mijloc, neștiind că sunt privite cum se îmbracă, cum se dezbracă, adică erau foarte libere în... Exprimare, în... gesturile trupului. Mă rog, bineînțeles că fiecare se îndrăgostea de câte o actriță teribil. Eu m-am îndrăgostit pe una, din punct de vedere estetic, eu ți-am spus că și fata pe care o iubeam când am aflat cum o cheamă, așa, nu mi-a plăcut. Pe aia o chema Puica Stamboliu. Dom'le, ei, ce mai vrei o femeie frumoasă, dar cu talentul la... Era superbă, eu plângeam când o vedeam, când mă duceam la școală, în clasa a șaptea, a șasea, îmi curgeau lacrimele așa, vorbesc serios. Puica Stamboliu, după aia și-a schimbat numele că s-a căsătorit, era Carmen, nu știu cum. Da, Barbu, cu Barbu de la Cronica. Da, nu mai avea farmecul ăla care l-avea când era Puica Stamboliu. Deci, adică e un nume, parcă inventat de Călinescu ceva, într-un roman de lui așa. Deci eram total copleșiți de actrițe, în sensul că ne uitam la ele. Și elevile alea erau normale, erau, nu era ciufulită, cu crilionță. Dar întrebarea cred că a fost cum... Ce cărți citeau? Ce cărți citeau? Am avut un... Nu, pe mine mai mult actrițele mă interesau. Spune, eu de Puica Stamboliu și de Virginica Bălănescu m-am îndrăgostit pentru că a fost primul spectacol pe care l-am văzut. Stăteam la țară, la Belcești, și o mătușă de-a mea, mult mai... Era cea mai tânără mătușă de-a mea. M-a dus la teatru și m-a băgat direct, a început să piesa și era Virginica Bălănescu. Într-o piesă, Merele de Aur sau nu știu cum.
eram la balcon undeva, de-abia o zăream și m-am îndrăgostit de Virginica Bălănescu și după aia prin oraș ne-am mai întâlnit la anumite vârste, așa, și tot. Am și vorbit cu ea, dar trecusă dragostea mea din clasa a treia. Maică-mea a fost profesoară și avea un coleg care preda Yiddish, Frankel. Așa vorbește fiică-mea, vorbește și eu cred că vorbește cu mine și ea vorbește pe mobil cu nu știu cine. Da, și eu mă enervez că ce îmi spui mie chestiile astea? Și mi-a făcut cunoștință cu Frankel, care stătea unde era, unde acum este o biserică catolică, pe Ștefan cel Mare, este un gang așa, și se intră și e o biserică modernă catolică. Dom'le, ăsta avea, nu cam cât camera asta, cât camera asta plus biroul domnului Burlui acolo, așa, care stă ascuns, care era plină cu cărți, adică erau pe trei rânduri plus mormane de cărți plus o frânghie pe care își punea rufile la uscat. Era o cameră foarte mare și mă lăsa acolo cam trei ore, cât vroiam eu. Luam o geantă de cărți, de acolo am luat Argezi, de acolo am luat Blaga, de acolo am luat Istoria Mare a lui Călinescu, de acolo am luat primul Kafka, în franceză era, ți-am spus, Colonia Penitenciară. De acolo, chestia că el m-a întrebat, de unde știi de Rilke, de exemplu? Dar eu tot citeam și din ăștia noi, iar Petru Dumitriu, ca să... Îi înfiera. Îi înfiera, adică spunea, nu ca Rilke, nu ca și eu, exact pe ăștia îi ceream lui Frankel. De acolo am luat Rilke, tradus în Maria Banuș, de acolo am luat... Blecher. Am luat... Da, am luat Blecher, primul Blecher, ăla am... O... La un moment dat ăla, bineînțeles, scria pe o hârtie, la un moment dat ăla mi-a spus, domne, adică nu mie, i-a spus lui maică-mea. Dar eu nu știu ce era între maică-mea și el. Că fiul dumneavoastră citește prea mult și o să se îmbolnăvească. Într-adevăr, la 18 ani am capătat, dar am capătat, eu cred că din cauza medicinii, nu din cauza cititului. Deci ăsta a fost marele meu noroc. În general am avut noroc. Au noroc. Adică chiar și faptul că am făcut medicina și care mie mi s-a părut la 17, n-aveam 17 ani, deci am împlinit în anul întâi, noi eram în sala de cadavre, disecam, dedesubt se făcea experimente la subsol cu pavloviene, cu căței care scheunau, lătrau, deci era infernal. Plus un mic crematoriu unde s-ardea... Organ. Nu, s-ardea cei care îi disecam, după aia ardea ca să cumpărăm oase. Noi cumpărăm oase. Un craniu era ceva, să ai un craniu. Oasele alea, cu cât erau mai noi, era mai unsuroase și galbene. Să ai un craniu al altuia. Da, și învățai, da. Știu că eram doi la un craniu. Ca să... Nu, că n-aveam bani de totuși, costa. Mă rog, ăsta de la mână, nu știu ce, erau ieftine. Dar unsuroase și maica mea se enerva permanent. Ea spunea că mai bine nu te duceai la medicină, chestii. Păi zic că voi ați vrut să mă duc la medicină. Că îngălbeneam, eu dormeam cu oasele sub pernă, cum dorm cu cărțile sub pernă sau cu, știu eu, Batista, să-i zicem, iubitii sub pernă, pe care o șterpelești, mănușa. Și dacă ajungem la mai multe exemple. Da. Și murdăream și așternuturile. Asta era toată figura.
Deci actrițe, oase, cărți. Actrițe, cranii la doi oameni, un craniu, plus profesorii, care erau în prag de pensie o parte de aici, din Național. Diriginta era, cum să spun eu, m-am întâlnit odată în tramvai, veneam de la un coleg de-a meu, din Bucium, și eram căptușit așa pe sub braț, prin centură, cu cărți de aventuri. El avea un pod de cărți de aventuri de la frațul. Și când i-am spus săr mâna, i-am sărutat mâna, așa mi-au căzut toate cărțile alea cu cadavre, cu femei ucise, strangulate, chestii de astea, așa, și ea o râs, adică nu m-a certat. Am căpătat, m-a făcut șeful clasei, după aia o trebuie să mă dea la o, nu ea, să mă dea afară, că am curentat o clanță și un profesor s-o... Cum se face asta? Era, din priză am pus un fir, dar nu eu, dar eu eram șeful clasei, dar n-am pârât, că uite, ăsta a pus. Și când a venit Chiț Chiron era o poreclă a unui profesor. Și noi toți începeam Chiț Chiron. El era micuț, așa, gras rotofii. Când se întorcea cu spatele, prin tuburile alea de la sifon, cu boabe de orez, de nu știu ce, îl bombardam. Puneam boabe de alea și le suflam. Îl bombardam, nu știu acum dacă mai fac chestii de astea. Cu mine nu. Nu, dar ăla se ducea să ne arăte pe hartă sau nu știu ce. Da, pe hartă. Și noi bombardam locul ăla cu Chiț Chiron. După Chiț Chiron, din cauza că s-a curentat, eu n-am spus, nimeni n-a spus cine a pus acolo, a scăzut la toți nota la purtare și eu n-am mai fost șeful clasei. Dar foarte simpatizat de dirigintă, care își dădea sufletul aproape. Era în ultimii 2 ani, cam așa, până între a 10-a, unde trebuia să facem istoria Partidului Comunist Sovietic, nu, adică nici nu român măcar. Ea ne-a spus clar, doamne, eu nu știu nimic despre istoria Partidului Comunist Rus, învățați voi, că mie mi-ajunge. Drept care ne-a îndemnat cumva să nu mai învățăm nimic la chestia aia. La română, iarăși a fost un noroc, am găsit vreo 2 cărți de Sadoveanu, Zodia Cancerului și Valea Frumoasă, și Iftinchi, care era un mare combatant în sensul gramatical, scris o chestie împotriva gramaticii, academiei, chestii așa, trebuia cine a citit Sadoveanu în afară de Mitrea Cocor. Eu am citit. Nu m-a mai ascultat, nu m-a pus notă maxim. Adică 5, că atunci era de la 1 până la 5. Deci eram cumva protejat. La fizic, în schimb, nu mă putea suporta. Un tip care fusese mutat disciplinar de la universitate la liceu, nu știu ce făcuse. Îl țin minte pe la Motaș. Favorizat și ca elev de câțiva profesori și favorizat de faptul că îl cunoșteam pe Frenkel, care îmi dădea cărți cât puteam lua eu într-o geantă. Drept care am citit ediții Princeps, uite, Blecher, am citit ediția aia mică la început, da. Știu cum m-a zbârnit aia și un Dostoievski, care au apărut atunci. M-au curentat Netoșca Nezvanova, care e un roman neterminat, din început, nu știu ce, dar am vibrat, nouă, da. M-a impregnat. De asta am spus că sunt noroace, se iubește actriță la clasa 7-a, 6-a, să ai o gașca teatrului, să ai un teatru, intram și pe Burlan, la lojă. Dacă lăsa geamul deschis, noi ne suiam pe Burlan și intram la lojă. Sau intram prin toalete, care sunt la parter. Sau, mai știu,
Aveam fel de fel metode, oricum intram totdeauna și ne uitam la piese din nenumărate ori, știam pe toți, era Miluță Gheorghiu, era vechea. Acolo am văzut pe Mihai Codreanu când l-a împlinit, nu știu câți ani, era orb, nu vedea. El fusese, mi se pare că... La conservator. Și actori foarte vechi, Mărioara Davidoglu, adică nici nu mai știi. A, pe Otilia Cazimir am văzut-o, era cam drăsuț, așa, era mai în vârstă. Deci asta a fost contactul vizual cu actrițele, fetele din gașca teatrului, care... Da, mă gândesc că acum nu erau niște frumuseți. Însă de care noi ne chiar îndrăgosteam. Era o fată de la clasic care îmi împrumuta Hegel. Eu habar n-aveam ce cu Hegel. Aia venea, adică era la clasic. Și venea și mi-arăta, ui ce simplu, sunt minte prelegeri de religie sau nu știu ce. O am și acum, mi-a dat primul Călinescu, primul Bietul Ioanide, ea mi l-a dat. Deci tot ce era feminin, cumva și masculin, mă înconjura cu cărți. Am avut compendiul Călinescu, eu nu știu cum de-a ajuns. Am citit-o râzând, pentru că era de un comic teribil, plus că eu nu cunoșteam nu cunoșteam scriitorii și Călinescu e foarte, are un umor extraordinar, adică îmbinarea aia de neologisme cu arhaisme, cu nu știu ce, când le descria și viața și nu știu, erau niște așa păpuși. Aia m-a oprit. Eu am vrut să... Până la urmă Frenkel a plecat, a lăsat o cameră plină, nu aia așa mare, ci în altă parte, eu n-am știut, deci are de-abia un ginere de-a lui. Ne-au dus pe altă stradă, în altă cameră, unde era tot așa, pe jos numai cărți. Și noi să ne luăm. Eu știu că mi-am luat 2 saci de cărți de acolo. Mai ales limba franceză. Să nu credeți că era mare, știam așa. Aveam o singură oră de franceză pe săptămână și în fiecare zi limba rusă. Așa când, iar la examenul la medicină am dat limba rusă și limba română, normal. Deci contactul ăsta veșnic cu cărți căzute. Mă duceam în vacanță la un unchi de-a meu, avea și la o bibliotecă, era singurul care avea bibliotecă. Și citeam toată vacanța aia la Curtea de Argeș, pe malul Argeșului. Citeam, știu că avea romane englezești foarte multe, dar în limba Amantul română. Doamnei Chatterley, acolo ați citit. Plus Amantul Doamnei Chatterley, care am furat-o. Împreună cu o mătușă de-a mea, aia era mai dezghețată așa și o băgat cartea în bagajul ei, adică când ne-am întors de la Curtea de Argeș, că ăla era șmecher, a spus hai acum să vedem ce cărți ați mai furat, știi, așa o aruncat pastila, ca și cum știa că noi am furat niște cărți. Și eu nu le-am pus în bagajul meu, că a spus hei, desfaceți geamantanele. N-a desfăcut nimeni, niciun geamantan, dar... Tanti Ileana se gândea acum, mi-a spus după aia, băi, dar dacă desfăcea și vedea că la mine este amantul Doamnei Chatterley, nu la tine. Da, știți acolo... ce e amantul Doamnei Chatterley? Chatterley, nici nu știu cum se pronunță. Ce? Una dintre cărțile care a scandalizat foarte îndrăzneț, erotic vorbind, așa. Era ediția aia completă, nu era ediția tăiată. Deci era cu... tot ce a spus el. De fapt și la noi a apărut, dar după 89, cred că... Ediția întreagă a apărut după 89. Și a apărut și la Chișinău, am impresia. Adică la Chișinău a apărut și am prins o ediție aia teribilă. Bine, am furat-o, unchiul ăla a venit și tot fără să spună, mi-a furat-o și el mie la loc, adică s-o adică și-a luat-o înapoi. Și-a luat-o înapoi, dar mi-a furat-o, nu m-a întrebat unde, nu... avea flair și el. Deci norocul. Când ați scris prima poezie? Teatru. Păi când m-am îndrăgostit, a venit o fetiță la un moment dat, chiar așa de la București, îți dai seama, astea au un aer mai...
aruncat așa. Mai zgubilit, mai cu codiță, nu știu ce, și locuia chiar în... Este acolo o clădire, acum este și o parte din teatru, nu știu cum se cheamă, la uzină sau... E centrala teatrului. Da, nu, este, da, uzina teatru, acolo se fac decoruri. Și ea era rudă, stătea la niște unghi. Am venit, au văzut că ne jucăm, ne-am jucat noi, dar și dintr-un foc toți au început. Ceilalți din gașcă, băi, ce ai făcut, băi, ce ai făcut, că uite, sunteți îndrăgostiți. Și într-adevăr așa era, adică se vedea, noi nici nu ascundeam, sau nu ne pricepeam să ascundem. Nu ne pricepeam, cum? A stat două săptămâni, m-a răvășit total. O pleca la București, mi-a dat adresa, nu acasă, la o mătușă a ei. I-am spus că stătea deasupra unui restaurant, Vraja Mării, pe calea Gribiții, nu știu, era și cu Vraja Mării. Nu? Și eu îi scream în versuri. Mi le-au dat, acum nu știu câți ani. Ea a făcut arhitectura. Și după aia a fost într-o ambasadă germană, nu știu unde, soțul ei fiind ambasador în Germania. Mi le-au dat, erau atât de penibile. Eu le am prin casă pe undeva, dar nu știu, nici nu le caut, m-am uitat prin ele. I-am spus, bă, dar de ce mi le-ai adus? De ce? Păi, dar sunt ale tale, tu le-ai scris. De acum am apărut în multe cărți. Mă rog, jalnică chestia. Da, era jalnică, eu scriam cu atâta avânt, că la un moment dat ea mi-a răspuns, ea îmi scria acasă, nu trebuia să scrie la altcineva. Și a spus, mama mea crede că cine știe ce este între noi, nu știu cine știe ce. Mi-mi era frică să pun și mâna pe dânsa, pe umăr, sau se ating părul, sau, adică era ceva foarte pur, chiar pur a fost. O lume străină. Poftim? O lume străină. Care e aia lume? Persoană. Eu îl văd pe Ilișoi, ăla Ilișoi, sau mi se pare, nu știu. Începe, vedeți dacă mă... Duceți în altă parte, încep să văd oameni care nu sunt. Da. Să-l mai apăsați pe buton, să mai... Nu, dar el, culmea, el se uită pe un mobil și râde. Adică nu râde de mine, nu credeți că sunt așa de hazliu. Cred că au mai fost două momente importante pentru toată generația noastră, care, mă rog, cei care au devenit scritori după aia. Faptul că în 54... a apărut al patrulea volum din ediția Perpesicius cu, cu postumele lui Eminescu și în anii 53, 50, asta e, 53, 54. La da? Final, pe 2 decembrie. 2 decembrie. Pe 53, aia mi-au schimbat. Și faptul că exista editura Cartea Rusă unde se publicau traduceri Cehov. Bune, foarte bune din Cehov, din Tolstoi, din clasicii ruși, nu? Da, în afară de Dostoevski, care mult mai târziu a fost tradus. Da, uite, mi s-a părut că văd pe unul care nu există, dar totuși eu cunosc pe domnul ăla. Dom'le, trebuie că mi-am adus aminte, când a murit Stalin în 53, eram între a 8-a. A venit directorul, i-a șoptit ceva la profesor, un profesor care a ajuns inspector după aia, și ăla de milioane era, ăla era tânăr. Și când a fost, îi fac o paranteză, când ne-au predat cronicare, au spus, ei, acum o să vorbesc și de crnațare aia. Băi, el, da, dar spunea, adică noi care habar n-aveam despre ce-i vorba, el spunea cârnațar, lui Neculci, lui cârnațar. Unii șoptilul ăla ceva, ăla nu a avut curajul să spună că a murit Stalin. Să ne spună nouă care să ne încolonăm și să ne ducem în Piața Unirii. Și după aia a mai venit odată. Directorul a un...
profesor de... Interesant, era un profesor de psihologie și când erau marile adunări în anfiteatru, nu era anfiteatru, cred că atunci erau niște bani și nu știu ce, ne amenința pe toți că suntem obrazi, nu știu ce, și avea el o vorbă, sunteți niște mici criminali, niște... Noi îi spuneam micul criminalul ăla. Și ne spun nouă în clasa 8-a, 9-a, nu știu, că suntem niște mici criminali. Asta în anii 50, da. Da, bă, dar era de psihologie, adică nu-și dădea seama că ne infiltra în cap cu micii criminali. Ei, ăsta care spunea că suntem niște mici criminali, eu venit și eu spus, a doua oară ne-au încolonat, fără să ne-au dus în Piața Olirii. Dom'le, culmea, profesoarele tinere plângeau. Ăstea bătrânii își dădeau coate, ele plecau, ce interesa pe ei Stalin. Era o muzică de asta funebră, ceva, și era o înghesuială cumplită, știu că... cu profesoare plângând, cu altele hlizându-și și dându-și coate. Deci am trăit-o și pe asta cu moartea lui Stalin. Însă era chiar la poștă, era o chestie mare, așa, pe un întreg perete. Stalin, cel mai bun prieten al poștașilor. Acum, ce logică era aici, nu înțeleg. Plus, Stalin, cel mai bun prieten al femeilor, Tito cu un satâr în mână, în chiloți și de pe satâr picura așa sânge. Eu le-am văzut astea, niște chestii mari, picura sânge cu un butuc de ăla, Tito călău. Sau... Ei nu se înțelegeau. Stalin nu s-a înțeles cu Tito, cu aia din Iugoslavia. Nu prea înțelegeam, dar de-abia acum umorul sinistru mi-amintește pe ăștia, pe poveștile astea. Și foarte multe chestii, adică trebuie să trăit în mediu, în contextul ăla, ca să-ți dai seama ce-a fost. Așa degeaba vorbim noi, că băi, ci, nu știu ce, cu notii la 1 la 5, la facultate de la suficient, eu nu știu cum mai este la facultate, suficient la foarte bine, suficient, bine, foarte bine. Astea erau notele. Știu că eu am luat foarte bine într-un an, în al doilea an eram cu doamna Sibi, o domnișoară Sibi, domnișoara Sibi. Și în al doilea an n-am știut nimic, așa a spus să vin cu un borcan de urină din 24 de ore și mi-a făcut analizele, a văzut că am ceva și mi-a spus suficient. Am trecut. Spunea că e bolnav. La nu mai știu la ce obiect acum. Era Penciu și cu o domnișoară, șefa de catedră. Și eu tot am băzit tot stagiul că nu-i pus la punct chestia asta care se ocupă de glandele interne, de... După aia, atunci era asistentă și era chiar asistentă noi. Și eu tot cât am făcut noi, jumătate de an sau nu știu cât am făcut, cam așa se făcea, sau un an poate. Tot am băzit că nu-s pusă bine la punct, l-am văzut și pe Parhon, domnule. Parhon, dar era total gaga, adică Parhon. Vinise Parhon la Iași, cu o Șrășcanu care făcuse o întreagă latură a medicinii din banii lui, ăla din Partidul Național Țărănesc, parcă așa țin minte. Am băzit-o pe aia că nu-i bine pus la punct materia, ce mai e. Și la examen mi-a căzut nu știu ce, aia e o șoptici cu ăsta, adică eu sunt ăla care spune că nu-i bine, dar chiar nu era pusă la punct. Cu suprarenale, cu hipofiză, cu tiroidă, cu chestia asta era.
Și mai aia s-a uitat la mine, păi și că și cu șingoid ăsta. Cu șingoid înseamnă să fii gras așa și cumva cu un gheb de grăsime, dar nu eram așa, nu. Și că bine, dă carnetul, mi-a pus 10. Deja s-a trecusă la sistemul până la 10. Adică am apreciat, domne, că totuși mi-am dat seama că materia ei nu e bine pusă la punct. Asta era o intuiție poetică, bănuiesc, nu știință. Da, nu, eu i-am... Era la început, da, era chiar la... Se scrisese primul tratat de endocrinologie de către Parholm și Goldstein. Da. Și lucrurile erau la început, într-adevăr. Da, și eu tot timpul am băzuit, dar am băzuit insistent pe Penciu. Am, încât aia nu a putut să nu spună la examen că ăsta e ăla care tot spune că nu e în regulă, că nu știu ce, că nu știu ce. Și... Aia mi-a mulțumit cumva, mi-au împușcat un 10 sau să scăpi de mine și salut, nu mai umblu pe acolo, să nu creez atmosferă că nu-i pusă la punct endocrinologia. Scriați poezii frecvent când erați student la medicină? Da, și pe cazuri reale, când am făcut internele, l-am făcut, era asistent George Popa, după a ajuns profesor la clinica cealaltă. Unii era Enescu. De la colegii dumneavoastră. Poftim? Nu am avut onoarea și plăcerea să vă cunosc de aproape, dar când erați student, ați introdus în lumea studențească Andromaca Mulgevaca. Domne... Puteți recita până la urmă? Nu, așa. Vaca Mulge Andromaca, ce ai făcut tu? Nu, stai că tu o comprim. Dar nu mai știu, deci... Andromaca mulge vaca, punge Andromaca, nu, că e o chestie la un moment dat care ofuscă formidabil pe Andromaca. Vaca... Împunge Andromaca, Andromaca împușcă vaca, ce te faci, fă? Andromaca, lipsește un rând. Lipsește când vaca linge Andromaca. Da, asta nu știa nici Caramitru și aia i-am spus-o eu, zic, doamne, bagă și chestia asta, că aici se enervează aia și vaca, și Andromaca împușcă vaca după ce vaca linge Andromaca. Era cea pentru antici. Da, fabula antică. Dar eu vă spuneam ceva. Deci, după ce am făcut, pe mine m-a depistat întâmplător. Noi făceam obligatoriu un micro-radiofoto. La Ghilerter undeva. Și am spus, dom'le, mă, ta ai mișcat, nu și mai vii odată și după aceea n-am mai mișcat, că mi-au spus că ai un infiltrat EBC. Deci, știind asta, Bumbăcescu, profesorul, eu mă așteptam să-mi pui 10, că am făcut un TBC pe pielea mea, adică am stat la Bârnova, stat un an acasă, dar de unde, că... I-am dat niște răspunsuri și... Și că bine, și cum faci dezinfecția, așa, după ce... și eu după aia eram total blazat, adică nu mă interesa nimic. După ce am ieșit de la Bârnova, după ce am stat un an, făcut cură, zic, cum faci ca să dezinfectezi? Păi zic, de exemplu, zice el, nu știu de ce o zis asta, că o doamnă cu blănuri, cu... chestia asta cu blănurile. Păi zic, ardem. Ardem toate blănurile, ardem așa, și dăm foc la casă. Așa, bun. S-a uitat la mine, n-avea simțul umorului. Și mi-a pus un 8. Eu mă așteptam să-mi pui 10 fără să mă asculte, că așa, aia, doar știa el, dar mi-a făcut vestitul Cucu bronhoscopie, era doctorul Cucu, nu-l uit, cât pe o masă te întinde, te leagă de mâini și de picioare și îți bagă o sârmă cu bec în, până în bronchi, să vadă nu știu ce. Chestia e că înainte îți cocainiza gâtul, adică laringele, și eu am vrut să mai fac o dată, că mi-a plăcut starea aia de așa de cocainizare. De cocainizare, de zic, să mai fac o dată de cocaină, și au spus, nu domne, ci am văzut, ai nu știu ce, mi-au spus, ei, că am o chestie, că o să am astm când o să fiu bătrân. Domnule, hai să vorbim literatură.
Eu cu medicina, cum spun și 12 ani la țară, adică am nenumărate întâmplări, hazlii, într-un anumit fel, că nu erau hazlii. La țară a fost bine. Vreau să spun despre noroc. Norocul meu a fost că am făcut medicina, pe care nu vreau să o fac, și am învățat foarte multe lucruri. Adică eu mă consider totuși mult mai uman decât aia care nu a făcut medicina, care a făcut matematică, de exemplu. Inuman. Deci sunt într-adevăr, am avut cazuri, am murit oameni lângă mine. O poezie, apropo de poezie, m-ai întrebat. Vorbeam de George Popa. George Popa era... Vorbea despre Rilke și am spus, da, dom'le, și că Rilke, am citit și eu, și au belit niște ochi așa. Dar de unde știi tu de Rilke? Ținea niște conferințe despre Eminescu, ne-a adus o actriță pe care noi o știam de la Gașca Teatrului, Adina Popa, a murit, tot de un cancer. Despre Rodin, adică au fost câteva, el și cu cel de la psihiatrie, Brânzei bătrânul, care hipnotiza, care mi-au plăcut foarte mult de ei, cu Brânzei am stat de vorbă mai mult, eu vreau să fac psihiatria, de fapt. Atunci m-am și îmbolnăvit, în anul 4, când... La timp, am făcut... Pentru că ai mei spunea, păi du-te la litere, tot cu cititul, cu nu știu, tot la medicină m-am dus. Și iarăși m-am potmolit, că nu știu ce... Norocul că ați făcut medicina e unul că... Este enorm, adică m-a ajutat. Eu privesc cu totul altfel, adică totul. Privesc altfel lucrurile. Femeile sunt și bolnave, nu sunt mai... Campoze, dacă aia, un roșu care stă pe scaun și te stiuți la ea. În ochii ei. În ochii ei. Erau femei, plus că am avut un sat de romi, hai să nu le zic, țigani. Dolhasca și o comună era numai de țigani, Gulia. Toți se duceau la Ciprian Porumbescu și cântau, erau flautiști, chestii, artiști, erau artiști. Ele stăteau acasă, nu făceau nimic, atunci era colectivizat, nu primeau niciun ban, veneau la mine că eu dădeam carne, la spital se dădea carne de mâncare. Adică. Și mai mâncau și ele carne, vorbeau... Ca să internau ca să mănânce o friptură. Ca să mănânce, da, friptură. Nu știu, era și borșul cu carne. Și vorbeau țigănești în salon. Eu nu înțelegeam nimic, râdeau în hohote. Până când am pus-o pe o soră să mă învețe o înjurătură, dar foarte înflorită așa și lungă, am învățat-o pe de rost. Nu mai știți? Nu mai știu, dar nu mai știu multe, nu... Și le-am trăsnit în jurătura aia în timpul vizitei, astea erau cu copii mici la sână, aia sugeau până la un an jumate, tot îi țineau aici să polfăiască și alea au tăcut brusc, adică deodată am crescut în ochii lor și am căpătat un mare respect și eu față de ele, că erau foarte frumoase și ele față de mine, numai că aveau păduchi. Da, aveau păduchi, erau din tăi despăduchiate. Era un salon acolo unde spălate și după aia internate. Nu e de râs pentru că am externat una și am trimis-o la Fălticeni și nu știu cum naiba că un păduc a rămas. Da, și am plătit aproape toată leafa mea, mi-au pus amendă, bineînțeles. Nu lua aia care o spălat-o, o despăducheat-o, o bibilit-o acolo. Am luat eu amenda, am plătit-o și ăla a rămas foarte uimit. M-am dus la Fălticeni, am plătit amenda și după ce am plătit-o de sub masă, a scos un kilogram de țui, că zic, acum hai să bem ceva.
Viețile noastre sunt pline de întâmplări. Unele ne rămân în memorie și atunci devin evenimente. Un stop cadru în care evenimentul devine viață.